Vorbim despre celebrul festival Nopțile Pianistice. În acest an cred că vom avea parte de un program tare frumos, cald, profund, deosebit, iar următorii noștri invitați vor susține un concert și abia aștept să ne povestească toate detaliile, dar și despre cum se pregătesc pentru acest concert, așa că îi salut cu mare drag și le mulțumim pentru că sunt alături de noi, Livica Știrbu-Sokolov. Bună, Livica! Bună, Doinița, îmi pare bine să te revăd, eu mereu sunt cea mai bucuroasă când vin la live studio. Și eu sunt bucuroasă să te revăd și suntem bucuroase să fii alături de noi, Vitalie. Da. Bună seara, Vitalie! Bună seara, sunt bucuros să fiu prima dată aici. Ei, cred că nu e ultima, sunt convinsă că nu o să fie ultima, Vitalie. Dacă îmi dai voie, o să trec la tu. E ok. Așa, că noi suntem... O generație. Da, exact, da. Suntem dintr-o generație și aș vrea așa să fie o discuție prietenească. Mai cu seamă că bănuiesc că și publicul așteaptă, tot așa, un concert la care să simtă că... A venit să se bucure de o atmosferă caldă și prietenească. Așa că, Livica, spune-ne un pic despre emoțiile tale dinaintea festivalului. Emoții foarte mari, dar chiar deja vreau să se întâmple concertul, pentru că va fi un concert inedit. Vom cânta un concert foarte frumos, care este rar interpretat, chiar aș spune că e practic o premieră la noi, la Chișinău, concertul pentru două piane și orchestră de Bohuslav Martinu. Și cum ați făcut această... ați luat această decizie și această selecție și de ce ați hotărât? Eu i-am propus lui Vitale această aventură. Așa? Această aventură muzicală și... Și Vitale cred că va fi foarte frumos și va fi... chiar ceva care publicul nu a mai auzit până acum. Vitalie, cum ai primit această idee și propunere din partea Livicăi? Bine, eu cunosc pe Livica de ceva vreme, pentru că am învățat la aceeași profesoară, da, la doamna Tatiana Sfiridov. Eu eram clasa 1 și Vitalie clasa 12. Da, și eu de mică, pentru mine, Vitalie era ca un idol. Era... Eu când îl vedeam, da, Vitalie era mereu exemplul meu. Și am cântat într-un concert în clasa, eu eram a 12-a, Livica era clasa 1 și am cântat în concertul clasei pe scena Sălei cu orgă. Da. Și cumva eram văzuți așa ca doi elevi cărora le place să facă muzică. Și chiar mi-am dorit mult să cântăm ceva împreună, pentru că relația asta dintre generații, deci schimbul de experiențe este fantastic. Eu am cântat mult în duete de pian și acest concert era în plan să-l fac și iată a venit această ocazie. Și a venit chiar momentul potrivit. A venit momentul și este un festival care, la care am participat tot și de mici copii. Da, am mai cântat multe. Da, am mai cântat acolo. La mai multe ediții. Mai multe ediții, da, și Vitalie și eu de multe ori am cântat deja alte concerte, dar anume concertul ăsta și anume duetul nostru, că vom ieși prima dată împreună. Da, asta vă premieră. Deci prima dată voi ați cântat atunci când Vitalie tu erai intra 12 și Livica în 1-a și de atunci pauză. Da, deci atunci... n-am cântat împreună, da, doar am cântat fiecare... pe scenă. Da. Așa, pe acum scenă. Va fi premiera ca să cântăm în duet și este un concert. De fapt, când vorbim despre muzică, vorbim nu atât despre o atmosferă poate neapărat plăcută, pentru că muzica te face să reflectezi, îți pune multe întrebări și această creație este destul de complexă, este de un compozitor ceh care a scris-o a terminat-o în 1940 43, deci în plin război, iar el era refugiat în Statele Unite. Deci aceasta este o muzică despre, de fapt despre pace, o reflecție despre greutățile războiului și eu cred că asta o face foarte actuală pentru și ziua de azi. Noastre, pentru că acest compozitor, la fel, imediat cum s-a refugiat din Cehia, când a fost ocupată de Germania nazistă, a compus o cantată, deci cantata de câmp, să spunem așa, care era menită să ajute soldații să le ridice spiritul soldaților cehi, care se luptau pentru a elibera Boemia și Cehia de ocupația fascistă. Și, iată, cântând acest concert ne-am făcut foarte multe descoperiri. Deci este o muzică profundă, poate este mai greu de înțeles, dar noi ne vom adresa publicului să-i dăm aceste piste de călătorie în lumea muzicii, ca el să-și imagineze poate un pic de film, da? Ceva, tocmai ați vorbit despre un film și aici ar fi ok că muzica modernă, muzica care este mai puțin înțeleasă sau muzica secolului 20 este foarte mult ajutată de cinematografie. Deci dacă oamenii își imaginează această istorie, această călătorie în cinematograf, dar și
văzând această intensitate a mesajului, eu cred că lumea o să înțeleagă acest concert, pentru că chiar este un mesaj foarte puternic pentru pace, dar care își aduce aminte de toate ororile războiului. Deci asta este muzica pe care vrem să o interpretăm și sper să fie de poate învățătură sau un punct de cotitură pentru multă lume. Eu mă gândesc că e și așa presiune, o oarecare presiune pe umerii voștri. Simțiți asta? Sau cum e pentru voi să faceți asta? Să interpretați un asemenea concert, să veniți cu un asemenea mesaj pentru public? Și cum se simte în general un artist înainte de un asemenea concert care vine cu mai multe premiere la pachet, să zicem așa, pentru publicul nostru? Este foarte greu, e responsabilitate mare, dar noi chiar vrem să aducem acest concert pe scenă și să aducem mesajul ăsta despre care Vitalia a vorbit până acum. Da, de apropo, Livica a mai cântat acest concert ceva ani în urmă. Da, 10 și ani. Și cumva pentru ea este o bucurare bătătorită. Pentru mine este ceva nou, dar am făcut atâtea descoperiri acum în repetiție. Cred că am găsit o pagină nouă. Chiar. Am găsit și mai multe lucruri împreună. Și mai multe descoperiri lucrând împreună. Avem un proces foarte așa. Da, că abia așteptăm ziua de joi să ieșim pe scenă. V-ați fi imaginat acest concert interpretat alături de altcineva? Pentru că ați vorbit atât de frumos unul despre celălalt și pare că în altă formulă nici nu se putea interpreta. Da, da? Deci mi se pare că numai cu Vitaliu voi vrea să cânt acest concert. Cred că concertul și-a găsit interpreții. Da. Și asta este important, nu? Un concert să-și găsească interpreții. Da, da. Așa este. Nu poți ieși în scenă dacă nu-ți place muzica pe care o cânți și de asta noi fiind îndrăgostiți de această creație, cred că... Și având un tandem, ne înțelegem foarte bine. Da, și stilistic suntem foarte apropiați, deci aceeași și ne simțim și ne înțelegem din jumătate de cuvânt. Concertul va avea loc pe 4 iulie la orele 7 la Palatul Republicii. Vom cânta alături de Orchestra Filarmonicii Naționale sub bagheta dirijorului Mihail Agafiță. Minunat! Și Vitalie mi-a zis așa... Că a venit vorba. Biletele sunt... Sunt aproape sold out, dar cred că mai sunt câteva, deci cine se grăbește... Da, cine se grăbește. Mai reușește. Și faptul că biletele deja, o parte din bilete, aproape toate, sunt vândute cu, iată, 3 zile înainte de concert, cred că este un foarte bun și vorbește tare frumos despre publicul nostru. Da, într-adevăr, după pandemie, publicul și-a revenit și este foarte dornic de a savura artă. Ce mai faceți așa, pe cont propriu, în această perioadă, Livica? Iată, ne pregătim de Martinul și mai am concerte. În septembrie voi avea concert la Palatul Republicii, voi interpreta Șostakovici și apoi despre alte planuri vom mai discuta mai târziu. Am înțeles. Vitalie, tu revii cumva, ai avut de fapt în ultima perioadă, în luna mai, un concert foarte frumos sau în iunie? În iunie, fost, da. În iunie. Foarte orchestra... frumos, chiar și eu am fost și așa, stăteam mândră și... Vorbesc despre concertul de la... Extraordinar, un Rachmaninov. Da, tot de la Palatul Republicii. Într-adevăr, anul ăsta este deosebit pentru mine că în sfârșit am reușit să găsesc acest echilibru dintre ceea ce făceam de fapt acasă, pentru că muzician nu poate să contenească cu a studia. Și am făcut acest concert de exact o lună în urmă, pe 4 iunie. Cu orchestra Teleradio. Da, acum facem cu Orchestra Sinfonică a Filarmonicii. În septembrie și eu am un concert. Deschidem stagiunea la Sala cu Orgă cu triplu de Beethoven, cu Orchestra Națională de Cameră a Sălii cu Orgă. Și în genere este o perioadă așa mai în care, într-adevăr, este foarte multă artă pentru mine și mă bucur. Joi ar putea să fie o zi foarte interesantă, că ar fi probabil să prezentăm în Parlament proiecte de lege privind învățământul artistic, a căruia eu sunt mândru să fiu autor. Și ar fi foarte stresant, dar și o responsabilitate deosebită, când aceeași zi când vom avea și repetiția generală și după asta ceva activități în Parlament și după asta seara concertul. Deci, oricum, totul merge într-o direcție. Deci vrem ca arta din Republica Moldova să aibă izbândă, să aibă continuitate, să-și păstreze tradițiile, dar și să se adapteze la cerințele lumii contemporane.
Ce credeți că vă mai leagă pe voi, în afară de, spuneați mai devreme, aceeași profesoară, cumva, Tatiana Sfiridov, aceleași porniri, cu siguranță, interioare aveți atunci când vorbim despre a interpreta muzică, dar ce altceva vă mai leagă ca artiști? Oh, Doamne, suntem atât de ocupați, asta... nu am reușit să înțelegem ce ne mai leagă. Muzica. În afară de muzică, muzica este totul. De mulți ani suntem prieteni, mai comunicăm, suntem foarte bun prieteni și cu familia Livica, da, și, da, cu tatăl și cu mama ei. Și, bun, chiar comunic. Știți, muzicienii au foarte multe colaborări, foarte multe tandemuri. Chiar mă miram de ce nu facem nimic împreună cu Livica. Da, da, în sfârșit. E un bun început. Cred că mai putem să ne mai gândim la ceva proiecte. Da, este neapărat foarte multă muzică și pentru două piane și pentru două piane și orchestră. Sunt multe, multe creații care am putea să le lucrăm și deci chiar suntem deschiși pentru colaborări cu orchestrele din străinătate, din România, pentru că sunt iarăși creații care merită a fi văzute peste tot. Deci asta tot voiam să vă întreb, dacă mai urmează ceva împreună. Deocamdată încă nimic stabilit, dar... să vă iasă totul așa cum vă doriți și v-ați planificat pentru concertul de pe data de 4 iulie. Și acum o să vă rog să invitați chiar voi, pe cei care ne urmăresc acum și pe toți cei care sunt invităm și chiar prognoza bună. Meteo ne promite pe ziua de joi puțină răcoare. Așa că va fi și un plus că lumea să vină așa puțin mai înviorată după așa, caniculă, da. Perfect. Vitalie? Nu știu, eu mă bucur mereu să invit lumea la concerte, pentru că pentru oameni sunt doar acele 20-30 de minute de ieșire în scenă, iar pentru noi, muzicienii, asta înseamnă este o lună întreagă de a deveni muzician, da. Dar o lună, două, trei de pregătiri intensă, deci repetiții, multă muncă, inclusiv nocturnă. Deci este un proces care, într-adevăr, cum a prășit pământ, da, și avea rodul ăsta din livadă, la fel, poate la fel este sentimentul ăsta. De asta, cu mare bucurie, invităm oamenii. Iar așa am spus că dacă o să fie muzica complicată, noi să încercăm să găsim aceste cheițe. Da, pentru ca să fie să ajungă la public. Și din experiența mea pe care am avut-o și pe psihotare, asta ajută foarte mult. Deci oamenii sunt pregătiți, sunt pregătiți să asculte o muzică mai complicată, dar dragostea cu care noi vrem să interpretăm și convingerea noastră că mesajul este unul corect și actual. Deci cred că face acest concert foarte important, de asta chiar invit pe toți. Sperăm că o să fie și înregistrare, dar la moment nu știu dacă o să fie, cel puțin ultimele bilete vă așteaptă. Vă așteptăm cu mult drag. Livica, maestrul Știrbu o să fie? Vine la concertele tale de fiecare dată? Sigur, și maestrul Știrbu și cel mai mare critic, Angela Sokolova. Da, cumva, uite, m-am gândit la maestrul Liviu Știrbu. Doamna Sokolov e acolo. Da, mereu. O salutăm pe doamna Sokolov. Da, salut. Dumnezeu, care este tot timpul foarte drăguță și amabilă. Mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi în această seară. Și noi vă mulțumim pentru invitație. Mult succes. Mulțumim. Doamne ajută și vă mai așteptăm. Cred că ar mai ieși lucruri foarte interesante în această formulă. Da. O să ne străduim să vă bucurăm cu ceva. Da, vă așteptăm cu mare drag. Mulțumim tare mult. O vară frumoasă să aveți. Mersi mult. Mulțumim.